Da, nu contează. Așa este. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență. Vă aduc la cunoștință că astăzi doamna primară o să fie la ședință, motivat de faptul că aceasta trebuie să fie prezentă la FIR, în vederea ultimei verificări a proiectului privind achiziționarea de costume populare. Din acest motiv, o să încerc alături de dumneavoastră ca să desfășurăm ședința în bune condiții. O să, dacă este îndeplinit vorul, că sunt prezent toți domnul consilier, și vom trece întâi la aprobarea proceselor verbale ale ședințelor ordinare din luna anterioară și a ședinței extraordinare din data de 17 februarie 2020. Dacă sunteți de acord cu procesele verbale. Vă mulțumesc mult! Dați cuvântul domnului președinte pentru a supune aprobării dumneavoastră ordinea de zi. Având în vedere dispoziția primarului nr. 50 din 21.02.2020, sunteți convocați la ședința ordinară Consiliul Local al Comunei Pârgărești, care va avea loc joi 27.02.2020, ora 9.30, în sala de ședință a Consiliului Local Pârgărești. Următorul proiect de ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii pentru anul 2019, a elementelor de activ și de pasiv și casarea unor bunuri. Inițiator primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre privind completarea anuală al achizițiilor publici și anexe privind achizițiile directe pentru anul 2020. Inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2019, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind bună gospodărire de întreținerea localității, inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind indexarea în anul 2019 a chiriilor și a revenenței la imobilele închiriate și concesionate, inițiator primarul Comunei. Și 5. Diverse. Dacă sunteți de acord, ordinea de zi. Vă mulțumesc mult. Să trecem la prezentarea proiectelor de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii pe anul 2019, elementelor de activ și de pasiv și casarea unor bunuri. Se aprobă rezultatul inventarierii pentru anul 2019, elementelor de activ și de pasiv a patrimoniului Comunei Pârgărești, conform anexelor 10, parte integrantă a prezentei hotărâri. Se aprobă scoaterea din uza unor obiecte de inventar de la Protecție Civilă în valoare de 1385,63 lei, conform anexei 11. Se aprobă scoaterea din uza unor obiecte de inventar aparținând sediului primăriei în valoare totală de 4.618,92 lei, conform anexei 12. Și se aprobă scoaterea din folosință a unui mijloc fix aparținând sediului primăriei în valoare totală de 3.345 lei, conform anexei 13. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice și anexii privind achizițiile directe pentru anul 2020 se aprobă completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020, după cum urmează. Capitolul 1 se completează cu punctul 1, respectiv achiziții costume populare pentru Căminul Cultural din Sariu Colegi, Comuna Pârgărești, Județul Bacău. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2020, după cum urmează. La capitolul 1 se completează cu punctul 110, fișă de activități zilnice 100 de bucăți, punctul 111, policarbonat, 3 coli de 0,6 mm, culoare maro, punctul 112, plăcuțe de interzicere, aruncare și depozitare a gunoaielor în locurile permise, 10 bucăți de dimensiune 50 x 35 cm, fond verde scris cu alb. Capitolul 2, punctul 103. Servicii de întocmire, elaborare, strategie de dezvoltare durabilă a Comunei Pârgărești pentru perioada 2021 2027, punctul 104. Servicii de consultanță, managementul de proiecte cu obiectivul achiziției de costume populare pentru căminul cultural din satul Corești, Comuna Pârgărești, Județul Bacău. Punctul 105. Servicii de evaluare, clădire și teren cu construcții aparținând domnului Josu Pornel, clădirea 234,16 m² și terenul cu construcții 444,37 m² situat în satul Corești, David Cosmin Comuna Pârgărești, Județul Bacău. Da, aici e... Da. Exact, Pârgărești. Punctul 106. Servicii de evaluare, clădirea aparținente Ciomera PRL, de 48 m², satul Corești, strada Ștefan cel Mare, numărul 8, Comuna Pârgărești, Județul Bacău. Punctul 107. Servicii întocmire, analiză de risc la securitate fizică, conform hotărârii de guvern peste 1/2012 și a instrucțiunilor MAI numărul 1/2013. Și punctul 108, servicii de reparații și întreținere rețea de iluminat public în Comuna Pârgărești. Dacă sunteți de acord, completările propuse. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărie a localității de anul 2020, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținerea localității. Se declară perioada 1 aprilie - 30 aprilie 2020 una cățenie. Se aprobă programul de măsuri de gospodărire a localității de anul 2020, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Obligațiile autorităților publice locale, instituții publice, persoane juridice și persoane fizice sunt prevăzute în anexa 1 indice 1, parte integrată a hotărârii. Nerespectarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2020. Prevăzut la articolul 1, constituie contravenții în domeniul bunei gospodărire a localității rurale și se sancționează conform anexei 1 indice 2, spațiu integrat a prezentei hotărâri. Viceprimarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre conclus. Vă mulțumesc. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind indexarea în anul 2020 a chiriilor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate. Pentru anul 2020 se indexează cu 3,8% redevența și chiria imobilelor aparținând cu ATE Pârgărești, închiriate sau concesionate, unor persoane fizice sau juridice, conform anexelor 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de compartimentul taxei și impozitare, aparținând aparatul de specialitate al primarului. Pentru detaliere, vă voi prezenta cele 5 anexe. La anexa 1, chirii, teren, pajici permanente. PFA Regional Vicențu, 9.872. PFA Regional Gia Mirela, 7.004. Pe total an. PFA David Cosmin Nicolae, 2384. PFA Turgaru Vicențiu, 10854. PFA Garu Aurel. Are mai multe contracte, cum urmează. 3296, 670, 2782, 835. După aceea, Ene Bianca-Alexandra, tot la fel, are 4 contracte, după cum urmează, 15857, 6568, 8106 și 5318. Chirii pentru teren și construcții la persoane juridice. 10 chis cablu SAR-SRN, deci aici unde se plătește cablu, pentru 24 m², are de plată 2436 lei. Și CSC TNC România, așa, 2028 lei, unde au acea casetă. Concesiune spații cabinete medicale. Cabinet medical, dr. Buclea Petrică. 1761 pentru 46,21 m2 și cabinet medical Țântaru Dana Iena pentru 47,03 m2, a ridicat 1792 lei. Concesiune teren pentru spații comerciale, Silește, Simion și Galo Florent din Feliceanu, pentru 135 m2, a ridicat suma de 274 de lei. Taxe de închiriere a căminului din satul Nou și satul Bacău. Pentru... Nicolești, da, scuzați-mă, Nicolești și Bacău. Da, deci taxele sunt propuse a fi identice, având în vedere că ambele cămine culturale sunt noi. Da. Deci pentru noi, 750 plus consum de energie electrică, pentru parastase 100 de lei plus consum de energie electrică, alte evenimente, 450 plus consum de energie electrică și activități culturale, 150 de lei plus consum de energie electrică. Dacă sunteți de acord, consumați energie electrică. Vă mulțumesc, am mai avut diverse și am să vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Nu aveți puncte? Da, spuneți-vă cum vă rog. Am în vedere că în ultimul moment, acum ne cam confruntăm cu vegetare, cu incendiile, da. Ar fi o problemă pe Cuba. Da, am înțeles. La familia cei care stau în ultimii, înțeleg, în Bode. Danil. Danil, nu? Da, e problema că e terenul ăla care nu e îngrijit la colonii. La colonie, să facem o adresă către colonie. Da, da, pentru că punem pe niște cotodările alea, dacă cineva dă foc acolo, ating ca ciocolare. Deci acolo nu este curățat deloc, da? Așa ceva se mai lucrează și asta din nou între case, care nu se lucrează și cresc bălării și risc ca să dea cineva foc și să-i lași de viu acolo. Dar nu cu o țigară? Păi trebuiau luate măsuri, trebuie luate măsuri. Cine nu lucrează de rând, măcar să cosească. Dacă lasă bălările în tamaroi la 2 metri, nu e corect. Între case, mă refer. Chiar și la mine, lângă casa mea, este așa. În multe locuri în comun. Dacă nu vrei să pui pomul sau răspunde, măcar cosește, nu? Da, aici totul ține de fiecare gospodar care deține terenul. Bun, aici am înțeles. Vorba de o instituție. Da. Pe câmp e una și între case e altceva. Între case e altceva. Între case e obligată ca să-și cureți viața atâta. Nu se aștepți de la primărie să vină cei de la ajutor social să le curețe șanța. Dar nu șanță, curte, da. Și păi da, și margine, nu fiecare... Trebuie să adresă, bă, bacăle, nu cureți asta, prime 500 de lei. Iar odată 10. Cum spune domnul, zice, sunt mulți plecați care acolo nu chiar nimeni... Că și dacă e plecat, ce să facem, băi, Dane? Mai trăim și noi aici. Păi cum, nu putem aici, mă, de ce ne-am adresă? Cum trimiți adresă? Nu există n-ai părinți acasă, acasă, ceva să-i prin telefon. N-ai părinți. Chiar că-s plecat de tot. Nu, dar nu zic că toți sunt plecați, dar sunt cazuri. Dă-i că sunt plecați, au casele. Exact, cu casele de răpălate. Exact așa este problema și cu... terenurile lăsate izberiște printre case, în comună, în sate, printre case, mă refer. Nu pe câmp. Și la părinte nu te temi jos acolo și pe port, dacă dă foc cineva, ce e acolo? Ai duci vegetația acolo? Păi nu e acolo niciodată acolo. A cui? Păi cum? Părintele zice că el taie de acolo, eu cel puțin așa văd că de fie. Eu știu că e a primărie, domnule Puc, eu știu, da. Păi și atunci, nici acolo nu poate să meargă cu 416. Unde, domnule? Pe port, nu măcar de a pe pană. A, da, dar ce nu se duc, se duc. Păi, dar unde se duc? Face curățenie în șanță, pe margini, pe acolo și în vegetația de tine. Pe lângă șanță. Pe lângă șanță. Pe lângă șanță. Ce șanță am de a merge? Mergul de la șanță. La șanță, da, dar mai e vorba de ceva. Dar e tot domeniul. Mergul mereu s-a tăiat. Eu știam de mergul. Dar nu știu cum face. Dar nu știu toată vara s-a tăiat. Dar cum dați voi ca să tai mereu de acolo? N-am mai tăiat. De atunci n-am mai tăiat. Păi n-am mai tăiat de sărbani, acum 2 ani. De 2 ani mă că lucrat băieții în șoie și așa. De când suntem în Rusă? Nu, nu, sunt 4-5 ani. Când suntem în Rusă, dar nu s-a mai tăiat. Nu s-a mai tăiat. Păi tocmai o tăiat și o lăsat numai părării pe acolo. Ai văzut nici nu vezi nimic în portul, nimic. Îi prinde câine acolo și nu are ea pe acolo. Păi ea primărie. teorie, da. Păi na, biserica Baia Neamului și primarii o administrează, eu nu înțeleg. Dă cineva un răspuns? La ce? La terenul ăla. E în domeniul public, e în primărie, pe teren. Păi și cum are biserica Neamului de acolo? Eu știu că n-am mai tăiat. Păi n-am mai tăiat, dar când l-a tăiat, de ce a tăiat? Că părintele a zis că e a lui. Deci cineva... Așa spune, că e a lui. Nu, vă presupun că cineva, la momentul respectiv, l-a lăsat să taie. Să desfășeze. Să taie. Dar cine ceva poate are și biseric. Poate are, eu știu, are un apte. Nu are, Dani, că nici la cimitir n-am. Nu știu că noi am făcut cadastrele când domeniul cu cadastrare. Nu s-a băgat așa, că... Ceva trebuie să fie. Da, deci nu cred... Dar în sfârșit. În niciun caz m-a venit la mine ca să-i dau o credință. Da, doamnă, dar... Nu, dat la o plan cum voi... Asta nu vreau să spun și eu. Dar e un fel de probleme. Vă zici moșnete că e pop, eu m-aș că așa veni moșia părintelui și atunci hai să te împia părintelui. Da. Hai da. Oricum, de la primărie n-a venit nimeni ca... Adică la primărie n-a venit nimeni ca să... Numai domnul Gheorghe, da, Beatrice, da, tu te și tare. Nu i-a dat nimeni, s-a dus el singur și-o tăia, fără probleme. Eu zis... Bătrânii că i-a lui și aia a făcut. Mai departe, cum stăm cu coronavirusul, cum... Dacă sunt infectați... Nu avem, nu avem niciun fel de cazuri semnalate. Știm că avem cetățeni care locuiesc în Italia, chiar în zonele cu roșu. Au venit acasă. Le ține cineva cont că vin acasă, pleacă... Eu sunt la domnul Vizită acolo, mai departe. Dar nu înțeleg când vine acasă. Dacă nu-i oprește la aeroport, la vamă, la Zeicu, vine cu avionul, de ce nu-i oprește la aeroport? Deci nu-i de voie să vină acasă, dacă au ceva. Dacă spune omul că vine din Germania, nu-l lasă să-i trebuie omul. El vine din Italia, poate să zică la vamă că vine din Germania. S-ar fi întâmplat în România. Da, da, da. Și vine și nu-i infectează, dacă e adevărat. Nici eu nu știu dacă o fi adevărat sau nu. Dar, totuși, mă gândesc că trebuie să ținem contul de ce se întâmplă. Care vine, care pleacă, să nu ne infecteze. Deci, în primul rând, e foarte conștient. Dacă vin din aceste zone, trebuie să meargă și să-și facă acea verificare medicală. Așa este. Și să nu veniți acasă chiar din zona Lombardia, să veniți acasă cel puțin din Pârgărești 3. În zona Lodii avem o grămadă de concetățeni. Uite și afară, noi să pun la venit. Afară, nu să din bloc. Da, e adevărat. Bine, omul nu o fi purtă, Doamne ferește, nu, dar ca idee, așa. Care era la biserică? Păi, dar nu știu. Că tot se discută și asta. Domnul Gheorghe Omur, nu a fost sanitaria. Nu avea existat sanitaria. Minim. N-a dus o mașină de oameni, tot din zona aia duce el oameni, n-a dus din altă față. Cu băut omul, trei că s-a revenit, nu mai are virus. Nu, mă, dacă nu mă zic, ăștia dacă degeaba stă la aeroport și... Scanează pe omul care vine cu avionul când... De sus, dacă nu se ia măsuri, tu acum vrei să... Deci mai trebuie discutat să vadă oamenii că dezbatem probleme. Mai mult experiență. Dar eu sunt de că nu mai sunt și zic că mă așa și oamenii vor nu vede la diferență. Dar nu-și n-are rost ca să creăm noi un alt. Este creat, nu creăm și noi isterie cu... Vedeți că se întâmplă în anumite... Primăria a afișat ceva din cauza... Nu, deci nu s-a discutat cu toate. Deci la nivel... Asta oricine s-a discutat. Cu găinile s-a discutat și cu oamenii nu discutăm. Apa, da? Nu mai e nimic de la prefectură, de la fost județean. Dă-mi în Comuna Pârgărești că... A, nu, doamne, prefectura nu s-a putut să facem o științare, știți asta? Și nu, prefectura nu v-a dat nicio științare nimic? Nu, atâta s-a putut. De la DSB să facem o adresă dacă avem... Unde se cază? Da, cu toate condițiile. Condițiile de cazare. Am două toalete și două de cazare. Trebuie cu baie separate. E singura adresă care s-a primit în acestea. Bine, Doamne ferește, că băieți care au venit acasă nu au poate nimic. Doamne, dar cât de bine? Au fost anunțat să meargă și germani, să meargă acolo. Da, da, dar asta am întrebat, dar sunt anunțați bine. Da, bine, da. Eu la asta mă prefer. Nu o singură persoană, el din satul nou, a fost anunțat să meargă să facă analize. Foarte bine, așa s-a făcut. La asta m-am referit eu, dacă sunt anunțați oamenii care... Știa, am zis că de mine a trecut, s-au fost anunțați. Numai că nu dăm nici panică, că lumea se sperie degeaba, poate nici nu nimic și dăm o panică. Dar nu e panică asta, trebuie preventiv. Nici județul nu are. Preventiv, trebuie pus aici de dezinfectant, de mâini, de bani. Dar vreau acum aici să achiziționăm, asta v-am zis. Să stea mai la distanță de persoanele care lucrează în primărie, oamenii care intră, tot așa care... Da, da. Adică trebuie să mă arăt eu, posibil. Unul la unul. Ar fi mai ușă. Un telefon mobil, discută. Da. Nu, dar în interiorul, așa, angajații știuceau. Da. Da. Dacă i-ați înțeles, și-a mai fi o problemă la stația de pombii, jos, dacă ați văzut aluță în dreapă, din la distanții, nu m-am înțeles, nu mai e stați, nu mai e. A fost trebuie de acolo. Nu mai e. A generat din ce punea, nu mai e. Curățată, nu curățată. Bine, văzut. Și la Bahna... La Bahna containerul cu plastice. E plin. O să înceapă să... Dar a mai fost, știți când a fost ieri sau alaltieri, eu când am venit la servici, a venit mașină și a încărcat... Pe jos, mă, container. Așteptăm să ajungă pe jos. A fost, dar când se umple, dar miercuri, se duc. Oricum, marți sau miercuri, deci nu, sau marți, sigur a fost o mașină și a ridicat plastica. Nu cei de la Romprest. Ba la Bagna, că eu am văzut de aia scos. Că nu mai sunt eu de la... Înseamnă că în 2-3 zile s-au umplut iar, doamne. Deci pe cuvântul meu. Sunt ei consumați. Deci e o mașină mare care... Cartoane din plastic de la magazin. De unde cartoane? Nu știam de bidoanele de plastic. Da. Nu, bidoanele de plastic e mare. Mașina mare, cartoane de la magazin, de la Bagna, de acolo. Nu, eu am zis ce am văzut pe ăla cu plastic. Aia albă. Da, dar nu are, nu știu de la... Cartoane, nu plastic, nu plastic, da. Cam plastic, spate de rău. Mai aștept un sac doi de acolo, până miercuri. Cu un sac doi n-am făcut nimic, că nu spun așa. Containerul mare. Deci pot să ne putem. Da, până la minim poate. Nu, la schimb, ați făcut curățenie la alte părți. Am lăsat, nu ați lăsat curățat de acolo. Ceea ce e de bine. Da, mai departe. Mai aveți alte probleme? Cu cuvele de la cimitir s-a rezolvat, am pus în fiecare cimitir. Am văzut. Acum o să vedem cât o să... Dacă nu se poate elimina de acolo. Ba da. Grătarul... Cuvele putem lua, dar grătarul nu mai e în contract. Nu se poate mai e din contract? Nu știu, cât mai e, 5 ani. Acolo se aruncă și papuci, și șlap, și de toate. Acum, domnul... Am pus la aici și de la... Ăla-i pe proiect, ăla trebuie neapărat să stea până la definitivare. Da, da, da. Nu se aruncă așa și alte teste, nu mai bine. Este betonat tot. Nu este betonat, dar odată dacă s-a cuperat pe așa, atunci măcar nu era prin sat cuperă. Dacă dacă fiecare are sat cupere și plus să... Dar este pe proiect. Pe proiect. Pe proiectul de mine. Și de la anul ăsta, 2015-2020. Da. Da, trebuie de ajuns de acolo. Da, da, da. Alte întrebări? Dacă nu avem alte întrebări, declarăm câte lucrări de ședință și vă mulțumesc pentru atenție.